Țara vecină ar putea renunța la candidatura sa la NATO pentru a evita un război cu Rusia, a afirmat luni ambasadorul ucrainean Vadim Pristaiko în Marea Britanie, pentru un jurnalist de la un post de televiziune. Nu suntem membri ai NATO în prezent și pentru a evita un război suntem gata să facem multe concesii, iar aceasta ar însemna o concesie majoră față de Moscova, în răspuns la desfășurarea de trupe rusești la granițele Ucrainei. We have NATO in the constitution, so that is the course for a strategic course. So right now what we have to do, because we are not a member of family, we can't expect that somebody will come to save us. We are flexible enough to look for other arrangements, like bilateral. For example, what we have is we're trying to build with Britain, Poland, or I don't know, bilateral with the United States. Something which would allow us to survive. And when people are saying that on Wednesday can be war in Ukraine, we have, you know, try everything. Every possible avenue should be explored. Ambasadorul ucrainean a mai adăugat că administrația de la Kiev încearcă să caute o serie de alte aranjamente, doar ca să permită poporului ucrainean să supraviețuiască acestui calvar. The most of the concessions are written in so-called Minsk agreements, and our advisors to the presidents just met in Paris and in Berlin a couple of days ago. It was not, unfortunately, on the pages of the major news, so people don't see what we are trying to achieve. But what these concessions could be is just to recognize some sort of special status of this region. După declarația ambasadorului ucrainean, președinția de la Kiev a venit cu o reacție, precizând că aspirațiile Ucrainei de a adera la NATO și UE sunt prevăzute în Constituție și rămân o prioritate absolută. Acest demers este și acordul deplin al autorităților și al societății, a spus purtătorul de cuvânt al președintelui Volodymyr Zelensky, Serghei Nikiforov. Pe de altă parte, secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat că refuzul oficial al Ucrainei de a adera la Alianța Nord-Atlantică ar fi un pas important. Безусловно, каким-то образом зафиксированный отказ Украины, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО, он, безусловно, это был бы шаг, который существенно способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности. De teama unui război, mai mulți oligarhi ucraineni și oameni de afaceri au început să părăsească țara cu zboruri charter. În ultima săptămână, aproape 20 de zboruri charter și private au plecat din Kiev. Moscova a mobilizat peste 100.000 de soldați la granițele cu Ucraina în ultimele săptămâni, ceea ce a determinat Statele Unite și aliații din NATO să avertizeze că o invazie ar putea fi iminentă. Moscova a negat în repetate rânduri orice plan de invadare a Ucrainei. Putin a cerut garanții din partea Statelor Unite și a NATO, care să includă blocarea intrării Ucrainei în NATO, abținerea de la desfășurarea de rachete în apropierea granițelor Rusiei și reducerea infrastructurii militare a NATO în Europa la nivelurile din 1997.